O competiție foarte importantă pentru selecție, pentru constituirea loturilor pentru campionatul balcanic, care se va desfășura la Istanbul peste 2 săptămâni. O competiție foarte importantă pentru cei care își doresc să-și facă baremul pentru campionatul european de la Turun din Polonia. O competiție foarte importantă pentru juniori, pentru că săptămâna viitoare au campionatul balcanic de juniori de la Sofia și de asemenea un moment foarte important pentru că am arătat sau cumva împreună cu toată lumea, cu antrenorii, cu sportivii, directorii de cluburi, am reușit să ducem și acest sezon pentru seniori, sezon de sală, la bun sfârșit. Practic este ediția finală pentru seniori și tineret. Urmează campionatul național de junior 1, junior 2, junior 3, copii în luna martie. Dar este un început bun și țin să mulțumesc tuturor pentru implicare, performanță, antrenorat și toți cei care sunt în jurul nostru. Atletii se mișcă foarte bine și în Europa. Da, chiar a fost o surpriză frumoasă pentru Nesteriuc la 60 metri garduri, un rezultat foarte bun, 8-15, foarte bun, practic este o reconfirmare a baremului de campionate mondiale, dacă s-ar fi ținut anul ăsta campionatele mondiale de sală de la Nanjing, ar fi fost prezentă, ea îl avea practic baremul realizat, dar acum încă o dată l-a confirmat, ceea ce înseamnă că la europene ar trebui să fie cumva o sportivă de final, adică ne gândim acolo fără a crea presiune pe ea, dar sunt convins că ea știe ce are de făcut pentru că este într-un ascendent bun. Cât de important este că s-au dat drumul și la concursurile europene? Da, sunt concursuri europene făcute și ele în stare de pandemie, cu siguranță, cu în condiții de siguranță de la țară la țară, unele mai stricte, altele mai puțin stricte. Și noi acum de nici măcar două săptămâni, câteva zile ne-au anunțat că pentru campionatul balcanic la Sofia trebuie să facem teste de COVID, care înseamnă alte cheltuieli chiar foarte mari, înseamnă o zi adus lotul în București. E ok, ne descurcăm. Același lucru se va întâmpla și la Istanbul. Important este să dăm un semnal că respectăm regulile, dăm un semnal că înțelegem situația, dar în același timp nu ne oprim din ceea ce avem de făcut. E vorba de a pregăti competițiile cele mai importante. Am văzut la microfonul de comentator. Da, este pentru prima dată când încercăm să facem un alt gen de transmisiune streaming, live streaming. Cumva ne apropiem de ceea ce se va întâmpla la vară, la campionatul european de la Cluj, pentru că acolo este un material foarte mare, un cai de sarcini foarte mare în care una dintre cele mai importante și cea mai mare provocare a fost aceea de a rezolva parte de transmisie și de producție a campionatului european de la Cluj și practic am început să integrăm acest mod de lucru cu comentatori, dar și cu crainic în teren. Cred că deja începe să se contureze un anumit nivel de transmisie a campionatelor naționale și de aducere la nivelul iubitorilor de atletism a unui alt mod de a prezenta atletismul.